Dacă nu este nimeni care are întrebări, eu ne-am dat seama că data trecută eu n-am accesat deloc prezentarea, which is fine, as long as you get the idea of the lesson. Dar data asta ne-am mintit că nu avem prezentare. Așa că să mergem într-o quick introduction în funcții. So, functions. Functions, it is supposed to function. Nice joke, Bova, if you're watching this. Bun, asta să fie, lecțiile se împart în mai multe secțiuni. Asta e prima secțiune despre funcții. So, let's get started. You already got the picture of the day. Now, vorbim doar despre funcții azi. Bun, ce este funcție? Trebuie să vă reamintiți din matematica din liceu, care poate nu v-a plăcut sau poate v-a plăcut. Funcție. Și basically, da, funcții se seamănă cu funcțiile din matematică. Deci, care e ideea la funcții? Da, să facem aleg de matematică. Avem valorile o x, care sunt 1, 5 și 10. Iar ce noi facem cu aceste valori x? Noi le dăm la funcția f, dăm valoarea x, și valoarea funcției este egal cu x plus 3. Deci, aici o să avem x dacă este 1, valoarea funcției, Vova, e greșit. Deci e 1 plus 3, trebuie să fie 4. Nota 2, Vova. După asta e de 5. Wow, Vova le-a greșit toate. În fine, e 5 plus 3, ar trebui să fie 8. Și 10 plus 3 ar trebui să fie... Ok, probabil Vova a vrut scrie și x plus 1. Dar asta e ideea. Da, asta a fost ideea din spate. Detic, varianta corectă ar fi trebuit să fie, uite așa, și uite așa. Iar că asta e varianta corectă. Acum avem funcții și în Python. Așa arată funcția în Python. Cuvântul principal este, dacă se poate spus așa, e def. Atunci când noi scriem def, noi pur și simplu indicăm în Python că eu acum să încep să scriu o funcție. După asta vine denumirea funcției. În caz dat, denumirea funcției e add underscore, underscore one, one. Și între paranteze vin parametri care pot iei o funcție. În caz dat, ca și la funcția matematică, funcția a luat parametru x. După asta, în interiorul funcției, avem return x plus 1. Return ne spune ce o să returneze funcția la finalizare. În caz dat, funcția se returnează valoarea x plus 1. Nothing complicated. Și când facem un print de add 1 de 5, păi noi să avem valoarea la output de 6. Bun. Mai departe. Wow. Deci. Ce văd Vova să aleg să reprezinte aici? Voi nu trebuie să înțelegeți asta, apropo. E ok că e mult text și e ok că e tare complicat. Ideea care voi trebuie să înțelegeți e că aici aveam înregistrarea la doi studenți. În partea dat noi aici importăm o librărie, până când e ok dacă nu înțelegi ce e asta. După asta noi punem pe numele la variabila 1, e John Doe, cum se mai pronunță și asta. După asta, ziua de naștere e 2010-04-22 și notele lui sunt de la 80, 90, 85, 92. După asta, noi avem o parte care calculează vârsta la student utilizând librăria DateTime și după asta avem o bucată a codului care calculează care e media notelor studentului și după asta la final noi printăm informații despre acest student. De exemplu, registering numele la student cu vârsta care a fost și media la notă, atât. Apropo, .2f, asta e pur și simplu un element care ne permite noi scriem să nu apară la printare 0.000009 sau 0.33333, dar ne permite noi să fixăm numărul de
Cifre după virgulă. Și care chestia? Următorul pas care noi îl facem e fix așa. Noi creăm un student nou și ei tot îi adăugăm un nume, o dată de naștere, notele acesteia, fixe și așa operații de calculare a vârstei, fixe și așa operații de calculare a medii și fixe și așa operații de printare. Așa cod să nu scrieți. De ce? Pentru că aveți niște procese care se repetă. Adică în ambele cazuri voi luați și calculați, luați și setați numele la numele, vârst, data de naștere, notele pentru diferiți oameni. În ambele cazuri voi trebuie să calculați vârsta lor în baza datei de naștere. 2 ore și așa chestii faceți. Și în ambele cazuri voi trebuie să calculați care e media lor. Și în ambele cazuri, la sfârșit, voi printați, da? Asta nu e eficient din punct de vedere de a unui programist. Care ce vine ca soluție e funcțiile. Ce ne permite funcția? Asta e. Eu, de exemplu, noi am făcut aici, vouă, mi-am zis, am făcut o funcție numită Register Student. Ce face această funcție? Eu am definirea, define, să traduce sau să ia ca transcripție. Register student, după asta, reprezintă denumirea funcției. Aceasta ia ca parametri name-ul, deci numele la student, birth date, data de naștere a studentului și grades. Cer scuză? Lista de note a studentului. Ulterior, noi ce facem? Noi calculăm ce vârstă are în baza datei de naștere, calculăm care e media la note și printăm rezultatul dat. Iar când noi o să rulăm această funcție Register Student și o să-i oferim în loc la parametri, în loc de name, noi punem însuși stringul cu numele, în loc de birthday, noi punem însuși data de naștere, și în loc de grades noi punem însuși lista cu numere, automat noi la output o să primim cele două registering bla bla, registering John Doe, age, cât e din 2014 ani, average grade, care e average grade. Adică să fie tot automatizat și nu las mai arate așa mult. Atunci când noi folosim funcții, noi putem să facem aceste blocuri de cod pe care vă povesteam data trecută și să ne facem viața noastră mai simplă, pentru că adesea în programare voi să aveți cazuri când o să trebuiască să repetați diferite elemente și voi când o să le repetați, pur și simplu o să pierdeți. În primul rând, o să trebuiască să scrieți aceeași chestie de mai multe ori. Asta e ineficient și asta îți ducă la mult gunoi în codul vostru. Gunoi nu nu real, dar artificial. Ok, nu artificial, dar înseamnă că cod murdar. Bun. Let's code, homework și Q&A. Bun, asta era partea de prezentare. Acum, let's get to coding. Când îmi place coding-ul. Mai mult decât prezentarele. Tax. Asta dăm în jos, asta închidem și VS Code la putere. Nu ați vedeți, deși o să fac o lecă mai mare. Asta se poate da într-o parte. Test.py. Hai, noi să lucrăm în test.py. Deci, încă o dată dați... văd cineva în chat. Dacă o chestie, și store. Ah, mersi mult, apreciez. Apreciez mult. Tax. VS Code. Bun. Avem de făcut funcțiile. Funcțiile se categorizează în mai multe elemente, să zicem așa. Sunt funcții care returnează oarecare valoare. Sunt funcții care nu returnează nimic. Sunt funcții care schimbă o valoare fără a returna nimic. Sau sunt funcții care schimbă valoare și returnează.
Acum dați noi să mergem prin fiecare și voi să înțelegeți cu timp. De exemplu, eu aș avea o primă funcție, hai să fac o funcție. Dați un comentariu. Funcție pentru comentarea, nu, salutarea unui om. De exemplu, eu o să fac def salutare și vreau ca această funcție să primească numele la un om și să printeze salutare și numele omului. Deci, ce fac eu aici? Fac funcția def, de nou, care o să numească salutare, care va primi ca parametru prenume om. Da? Asta e string la noi. Asta să fie o variabilă în care eu știu că eu să păstrez prenumele la om. Și ce vreau să fac? Eu vreau să printez salut și în paranteză, ok, nu în paranteză, și deja numele omului. Acum, ca să verific, eu pot pur și simplu să fac salutare și între paranteze pun ghilimele stringul dat și el o să-mi, când ați dau run, o să facă salut Ana. Sau pot să fac Eduard. Salut Eduard. Sau, nu știu, Diana, de exemplu. Doran. Și atât ele lucrează pentru orice caz specific. Măcar și orice string, atât timp cât eu îi pun aici un string, el o să funcționeze. Bun. Poți face strog mai mare? Da, sigur. Ok. Ce mai avem? Da, asta e funcție care nu returnează nimic, dar e face oricare acțiune. E printează. Cum ar putea să arate aceeași funcție, dar care ar returna ceva? În loc de print, eu aș putea spun return. Adică eu aș vrea să ce înseamnă litera F înainte de salut. Mersi că ai întrebat. Nu mersi că n-ai ascultat. Nu, glumesc. Am vorbit la lecțiile precedente, la început, că F se referă la F string-uri, care de fapt permite ca noi să scriem un string și să folosim diferite variabile din afară în cadrul acesta. Adică dacă tu de obicei faci când scrii un string, îl scrii atașa între două ghilimele și stringul, poate tu vrei o anumită valoare, de exemplu, după cum am făcut aici, da? Poate tu vrei după salutare să fie o anumită valoare, da? În caz dat an. Dar eu poate nu vreau. Eu vreau să fie taman ce a să fie scris în ce este în variabila prenume om. Că eu să pot face asta, eu trebuie să pun litera F și automat stringul ăsta devine un F string. Și el o să, atât timp cât eu, da, eu o să fac așa parte, atâta timp cât eu pun ceva aici. Poate fi măcar și alt text sau o variabilă, de exemplu, 5, da? Orice valoare n-ar fi aici. Ea automat după asta, cu ajutorul fstring, e înlocuită în textul dat. Și eu orice n-aș pune, el vine cu aici. Asta a fost pe al primul lecții. Poți să revezi înregistrarea acolo și deja să-ți reamintești. Ok. Acum avem funcțiile. Mulțumesc. Ok. În caz dat, eu am adaptat deja funcția salutare și ce fac eu cu? Eu returnez un f-string în care eu pun salut și al doilea element fiind prenume la om. Da? Bun. Acum ce eu să fac? Dacă eu să fac salutare de Ana, așa cum am făcut eu înapoi, înainte, mie nu o să-mi afișez nimic. De ce? Pentru că, când am chemat salutarea Ana, eu am funcția dată, o returnat valoarea salut Ana, dar eu nu i-am zis nimic ce să fac cu valoarea care o să returnez. Dacă eu în schimb aș face, aș pune print și în paranteze aș da valoarea asta,
de salutare Ana, atunci asta ar avea un alt efect. Și dacă dau Rania, tu vedeți, deja sprint și stringul ăsta. Pentru că salutarea Ana, acum e funcția, care de fapt în sine returnează un string. Iar dacă ea returnează un string, asta e echivalent cum eu aș lua stringul de aici și l-aș pune în locul i, uite aici, da? Și dacă la mine înainte era salutare Ana, în string, în loc de prenume om, i-aș pune Ana. E că asta e fix aceeași chestie. Dar, prin faptul că eu am separat elementele date, eu acum pot să fac salutarea Ana și eu pot să fac o mie și una de salutare Ana, Eduard, Vova, whatever, și eu să creez pentru fiecare caz. Și eu n-o să mai trebuiască de fiecare dată la fi, și că altă metodă de a face asta, e desigur prin metoda următoare. Eu mai ați vrut un picol, voi nu trebuie să înțelegeți cum eu l-am făcut. Așa, acolo, așa. Voi acum nu neapărat să înțelegeți. Uite așa. Printf string și ce ne trebuie. Așa. După asta, așa. Uite așa. Asta e versiunea lungă de a face chestiile. Și asta e versiunea scurtă de a face chestii. Ok, e poate arată nu așa de lung după număr de caractere care a durat să scriu, dar pe o durată mai lungă, eu aș putea folosi, refolosi funcția salutare de fiecare dată când întreabă și nu ați trebuia să scriu apostrof și tot așa mai departe. Pur și simplu cuvânt salutare și cu cine vreau să salut. Deci eu îmi simplific viața în așa mod. Bun. Deci, până când n-am înțeles, asta e ce să aveți voi la material de la lecții, deci puteți face să funcție care are print. Și da, apropo, nu taman să aibă vreun argument. Puteți face măcar și salutare. Și eu de fiecare dată când o să chem această funcție, eu o să-mi printez salut. Și atât, atât. Uite așa. Și de fiecare dată eu pot să chem. Deci nu e neapărat argument, dacă noi avem ceva înăuntru funcției care poate ar putea să fie variabil sau care ar putea să depindă de ceva anume, atunci eu îi adaug un argument. Bun. Asta am făcut. Salut, Ana, da. După asta v-am arătat că o funcție poate primi argumente și de asemenea ea poate să aibă mai multe argumente și deja noi putem să le folosim în cadrul funcției. Atent! Dacă eu, de exemplu, o să fac o salutare nume, hai să fie prenume. Da? Și iată, eu salut prenume, prenume, de rău să arăt că el lucrează. Copiez cu Ioan, da? Am dat run. Acum, dacă eu încerc să printez și în nume, eu o să primesc eroare. Cine știe de ce eu o să primesc eroare? Pentru că are două valori în funcție. Nu știu. Ia mai stai, mai zic încă o dată. Gen, în funcția sus are două valori, dar noi îi cerem doar o valoare. Îi dăm. Ok, bun. Dar eu încerc doar să printez variabila nume. Eu pot să printez variabila nume? Nu. Din cauza că... Nu, pentru că este просто перемена, nu ni... Prin salutare, nu должно быть написано. Ok. Dacă eu, de exemplu... Объяснить не могу. Dar nu este clar ce este nume, nu e definit nicicum. Nume nu e definit, da. Corect. Foarte corect. Asta e ce am vrut să ajung. Da, nu mă lipsesc la voi, foarte corect. În fine, nume este folosit doar în cadrul la funcția salutare.
Gen, noi putem să folosim atât timp cât noi avem identarea asta și suntem în funcția înăuntru la salutare. Adică eu dacă aș face print nume aici, e totally fine. Și eu dacă îți dau run, ok, trebuie să comentez asta, dar asta lucrează, gen, mie să-mi printez numele. Acum este o problemă, nu, dar nu e problemă, prost, pur și simplu situație. Odată ce noi ieșim din funcție, automat variabila nume și prenume, el dispar din memoria generală a programului. Adică el există doar în cadrul memoriei la funcție. Odată ce noi ieșim din funcție, automat ele nu mai există sau, da, în fine. Ele nu mai pot fi folosite atât timp cât noi nu le-am inițializat. Dacă eu era să fac, de exemplu, nume egal cu Popescu prin Popescu, atunci era să creez. Bun. Asta e chestia care trebuie să țineți. Ah, da. Și încă o chestie. Atunci când noi creăm sau când apelăm o funcție care am creat-o, noi putem să indicăm nu taman eu să le scriu una după alta, de exemplu, Popescu Ion, cum așa, cu nume și după asta prenume. Eu pot să încep și invers, doar că dacă eu încep invers, eu trebuie să menționez care dintre dânsele e prenumele și care dintre dânsele e numele. Asta poate să meargă și în modul normal, în care noi scriem mai întâi numele și după asta prenumele, dar okay, asta nu e neapărat un nume, dar în fine. Ideea e că nu contează ordinea în care scrieți parametrii dacă spuneți fiecare parametru specific cu ce este egal. Dacă nu o să spuneți cu ce este egal, atunci el o să iei după ordinea la parametrii care scris în definirea funcției. Fine. Asta da, asta da. În fine. Da, după cum v-am zis, puteți face simplu, hai, scădere, care să iei două variabile, a și b, de exemplu, și returnez a și minus b. Iar eu de fiecare dată să nu mai trebuie să fac 5 minus 3, dar să pot să fac prin scădere și ăla să-mi dai 2. Adică orice operație ne-ați dori. Și nu e neapărat aici suntem. Poate să faci, de exemplu, să creați o nouă variabilă, ce este egal cu a minus b. După asta, nu știu, o variabilă d care e egal cu b minus a și tot așa mai departe, dar la sfârșit să returnați numai c, să rulați și o să fie tot ok, chiar și dacă poate n-ați folosit variabilă d sau ați folosit. Puteți să returnați și câte două variabile. E totally fine. Dacă o să dați run, e pur și simplu o să vă returneze un tuple. Pentru cei care nu știu ce e asta tuple, vă rog să revizuiți lecția legată de liste și tuples. Era o lecție separată. După lecția cu liste, care nu. Fine. Asta este. Încă mai departe. Ah, ok. Puteți să folosiți o funcție înăuntru la altă funcție. De exemplu, hai salutare. Da, nu. Tu, 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 tu. Și exemplu, acolo era factorial. Hai să fac și factorial. Sau nu? Sau da? Bun, hai eu vreau așa o funcție care eu să-i dau valoarea fi, hai, 8, da? Funcția primește ca input valoarea 8. Iar eu vreau să aflu funcția dată, ce eu vreau să fac, să-mi calculez cât a să iei 8 dimulțit cu 7, dimulțit cu 6, dimulțit cu... Ups! 6, 5, 4, 3, 2, 1. Iată, vreau să aflu rezultatul dat de la funcție. Acum voi puteți să mă întrebați, ok, noi asta teoretic am putea să facem, cum putem să facem? Prin două metode. Prima e factorial de n și ce putem să facem? Putem să facem un for. For, deci n a să fie, de eu să opresc copilotul. N a să fie quick life hack. Eu nu știu dacă eu am voie să spun sau dacă cineva suferă din asta.
Dar dacă sunteți studenți la UTM, aveți acces la GitHub Copilot. E util, recomand. Bun. Dacă nu știți cum să-l faceți enable, puteți să-mi scrieți mie. Dacă faceți factorialul, factorialul e operația asta de mulțire, dacă memoria mea nu mă duce dreptul. Și noi putem să facem? Noi putem să facem o iterație de la 1 la 8 în care noi înmulțim fiecare element. În caz dată să fie valoarea asta 8, care noi primim ca input. Deci eu pot să fac for i in range de la 1 la 9, până la 9, că 9 deja nu o să mai fie inclus, și îți creez o variabilă sumă, care o să fie 1 la, sau 0, nu, 1, da, 1. Și după asta eu ce să fac? Suma, îi se atribuie suma dimulțit cu i. Și o să meargă prin fiecare, să avem 1 dimulțit cu 1, tot o să fie 1, urmă 1 dimulțit cu 2, o să fie 2, urmă 2 dimulțit cu 3, o să fie 6, după asta 6 dimulțit cu 4, o să fie 24, 24 dimulțit cu 5, o să fie cât 120, sau dacă, și tot așa mai departe. Din, asta e o posibilitate de a rezolva. Și după asta ce noi vrem să facem, să returnăm suma. Deci eu să returnez suma. Cum dacă eu să aplic funcția asta factorială la oricine pe i4? Run și nu implementează nimic. De ce? Pentru că eu n-am spus să implementeze. Deci funcția factorială nu printează nimic, aici nu-i scris nimic de printare, doar returnează valoare. Deja e... Oh. Ah, nu până la 9, cer scuze, până la n, plus 1. Pentru că la noi se termină range-ul până la ultimul element, respectiv trebuie să punem plus 1. Acum dacă dau run, o să fie 24, da? 24 după asta 3 dimulțit cu 5, gen, adică să fie 120, dacă se dau mai. Este, ok, bun. Asta e o metodă de a face funcția factorială. Altă metodă de a face funcția factorială este de a folosi însăși funcția factorială. Adică eu să nu fac niciun for, dar în schimb eu ce pot face? Pot să fac suma este egal cu 1. După asta, if ok, da, se poate, da. Altă metodă mai simplă e când noi să verificăm pentru început dacă valoarea este egal cu 0. Dacă ea nu este egal cu 0, nu, dacă ea este egal cu 0, atunci noi vrem să returnăm 1, pentru că cazul 0 n-ar fi ok pentru noi. Așa, și noi vrem să returnăm 1. Deci e tab. Da. Ok. În caz contrar, ce noi facem? Eu vreau să returnez. Ce vreau să returnez? N dimulțit la factorial de factorial de cât? De N minus 1. Că mai voi să mă întrebați, ce fel de prostie e făcut doar de aici? Și eu o să vă zic, sau nu o să vă zic, dar o să vă arăt. Cu... Așa, hai să încarcă. Deci, eu o să încerc să vă explic ce se întâmplă aici pentru explicații mai simple. Deci avem valoarea 9, da? Asta e ce și per... Asta e 9 sau 5? Hai 5, ca să fie mai simplu. Uf, hai, așa. Deci avem valoarea 5. Ce eu pot, ce mi întreb după asta? Eu din 5 iau și îl împart în 5 și aia să fac f, o să reprezinte factorial, da? Deci factorial de 5 o să fie 5 dimulțit cu factorial de 4, corect? Bun. După asta și faci calculator. Calculatorul zice, ok, la început cum faci? Cât e factorial de 5? Factorial de 5 ia să fie egal cu
5 de mulțit cu factorial de 4. Ok, calculator zice mai departe. Dar cât e factorial de 4? Factorial de 4 e 4, de mulțit cu factorial de 3. Da? Ok. Bun, spre spunem. El a să înțeleagă, ok, dar eu nu știu cât e factorial de 3. Bun, factorial de 3 îi 3 de mulțit cu factorial de 2. Ok, great. Dar cât e factorial de 2? Nu, factorial de 2 cât e? 2 de mulțit cu factorial de 1. Ok? Bun, cât e factorial de 1? Mă întreb la sfârșit. Nu, asta e 1 de mulțit cu factorial de 0. Da? Ok, și cât e factorial de 0? Îl factorial de 0, noi ne-am zis la început că îi 1. Așa e, când dăm la noi 0, factorial de 0 îi 1. Ok, asta înseamnă că factorial de 0 e 1, așa e? Dacă factorial de 0 e 1, înseamnă că 1 de mulțit cu 1 e 1 și factorial de 1 tot e 1. Deci asta e tot 1. După asta eu am că 2 de mulțit cu 1 e 2, respectiv factorial de 2 tot e 2. Mergem mai sus. 3 ori 2 e 6, respectiv factorial de 3 e 6. 4 ori factorial de 3, asta e 4 ori 6, iar 4 ori 6 e 12. Greșit, 24. Matematica mea e varză. 24. Și după asta 5 ori 20 factorial de 4, asta e 5 ori 24, iar factorial de 5 e 120. Asta e logica prin care merge, iar calculatorul când gândește, așa gândești, tu îi dai, de exemplu, valoarea 5 dimulțit cu următorul factorial, da? Mai mic. Și el nu-l știe pe asta. El se duce să-l calculeze cu asta, lăsând asta în spate. Și merge așa prin fiecare, calculează pe fiecare câte una, până când a ajuns la cei care au dat soluții, și după asta se ridică înapoi, pas cu pas, aflând valorile la fiecare dintre dânsele. Iar respectiv, acum dacă eu îți dau run, iată, îmi dă că e 120. Adică asta tot e o metodă. Ea arată poate puțin, puțin mai simplistă, dar are un singur dezavantaj. Atunci când o să devină la numeri, o să creștem la numeri foarte mari, arborele astea care se primește, copacul ăsta sau șirul ăsta, o să devină foarte lung, respectiv o să aduc multe bătăi de cap la memorie, iar programul nu o să fie așa deficient. Dar asta e doar pur și simplu ca voi să înțelegeți că o funcție poate să apeleze singură cu dânsa. Iar în momentul ăsta se numește recursie. Bun. Acum, da, despre returnare la mai multe valori, eu v-am spus, și el se returnează în tuple. Atent, nu e neapărat că el să fie doar două valori. Voi puteți măcar să returnați și un milion de valori. Adică eu aș putea, hai, return factorial, eu n-aș fi factorial, eu pur și simplu vă arăt că pot să fac 1, 2, 3, eu pot să returnez câte valori ne dragă mie și să dau run și atât eu să primesc un tuple de atâtea valori. Adică nu e o problemă legată de număr de valori. Bun, asta am făcut. Da, și după asta deja puteți să extrageți asta în fine, eu și-am printat, dar voi puteți, de exemplu, să faceți valoare A, B, C, D, E, P, să fie egal cu factorial de 5, da? Și după asta eu când o să printez A, B, C, D, E, P, și o să primesc 1, 2, 3, 4, 5, 6, pentru că fiecare dintre valorile astea s-a atribuit valorilor ABCDEF. Dacă nu înțelegeți aici binișor, probabil ar fi bine să revizuiți lecția legată de tuples. Fine. Da. Unde era acela? Ok. Suntem pe sfârșit. De date și structuri. Da. Și la legat de returnare,
Nu aveți limită la ceea ce anume doriți să returnați. Eu pot aici să returnez un string, pot acolo să returnez un număr, pot aici să returnez o variabilă booleană. Nu contează, în funcții le poți accepta orice. Ok, acum. Ne apropiam, asta era cam ideea generală despre ce era planificat noi să vorbim azi la lecție. Funcțiile în Python sunt simpluțe, dar foarte necesare și în industrie mai ales ele se aplică tare, tare des. Sarcinile care o să începeți să le primiți inclusiv de la tema de astăzi și mai departe, o să fie nu așa de simplu formulate. Puteți, de exemplu, să aveți sarcină de genul ăsta. Creează o funcție care determină dacă un string oferit ai, uf, greșeală la deget, este palindrom. Unde funcția primește stringul ca input. Da? Ai funcție și a fi is palindrom. Ceva de genul ăsta. Is palindrom. Bun. Deci ce voi trebuie să înțelegi din sarcina asta? Eu o să fac o funcție, deci creez def. Pe asta ea trebuie să numească is palindrom. Bun, eu is palindrom. Mai pentru cei care nu știu ce e asta palindrom, palindrom este, poate fi un șir de caractere care citit de la început spre sfârșit sau de la sfârșit spre început, nu își schimbă ordinea caracterelor. Un exemplu poate fi cuvântul lutul. Exemplu, lutul. Deci dacă eu încep din stânga, citesc în dreapta, asta e fix așa cum a citit din dreapta în stânga. Deci cuvântul nu își schimbă nu ca aspectul, dar nu da aspectul. Dacă îl oglindesc, nu schimbă nimic. Ok. Deci, el determină dacă un string este palindrom și funcția primește stringul ca input. Deci, dacă funcția primește, atent, dacă funcția primește, eu știu că aici am cuvântul, da? Care o să trebuie să-l verific. De obicei, dacă aveți care determină dacă un string este palindrom, dacă este, e o întrebare, respectiv asta vine de condiții. Logic, eu m-aș gândi că probabil output-ul meu la funcție ar fi un boolean, ca true sau false, sau worst case scenario, să printez că el este un palindrom sau nu este un palindrom. Preferabil voi să alegeți prima variantă în care trebuie să returnați true sau false, dar dacă nu sunteți singuri, sigur, o puteți printați. De obicei, eu scriu, de obicei, este un palindrom, returnând în două valoare, are true, false. True, false. Aia, de obicei, să fie așa formulate problemele. Iar acum, eu ce fac? Trebuie să realizez chestia dată. Cum eu pot să verific dacă un cuvânt se citește la fel de la început spre sfârșit, cum de la sfârșit spre început? Asta e, dacă eu o să inversez cuvântul, el o să rămână fix așa. Deci, eu ce pot fac? Îi să verificar, nu, ai cuvântul inversat, a fi cum? Cuvântul, și pentru cei care își aduc aminte ce am făcut noi la lecția de stringuri, eu v-am arătat că, sau Vasiliu, nu mai țin minte cine, v-am arătat că puteți face două puncte, eu țin minte că la o lecție eu v-am arătat. Dacă faceți minus 1, pe voi să inversați ori lista, ori stringuri, setul care îl aveți, sau, da, ori poate selectatul inversat. Bun. Acum e ce trebuie să returnez. O valoare true sau false, dacă este palindrom sau nu. Deci, când este palindrom, desfacem o condiție. Când a să fie palindrom? Dacă cuvântul este egal cu
Cuvântul inversat, așa e? Ok, dacă ele se egalează, eu îți primesc true, că este palindrom, dacă ele nu se egalează, eu îți primesc false. Și ce vreau eu să returnez? O să fie dacă este palindrom sau nu este palindrom. Acum, eu aș vrea să o testez. Și testarea să fie ceva de genul is palindrom de cuvântul Luthor. Da? Eu dau run și nici nu mi apare nimic. De ce? Pentru că nu am printat. Pentru că el returnează valoarea. El nu printează. Dacă eu o printez, atunci zici că true. Dacă eu scot, de exemplu, o literă U, acum deja el nu este oglindit și o să-mi arate false. Iată așa ar fi soluția exercițiului dat. Da? Acum, asta se poate rezolva și în altă metodă. Eu vă arăt metoda așa mai simplistă. Is palindrom și eu la final pur și simplu fac așa. Asta nu trebuie. Eu fac cuvântul. Este egal cu cuvântul universal. Aceste două funcții fac fix aceeași chestie. Pur și simplu aici nu mai folosesc alte variabile ca cuvântul inversat sau ca este palindrom și las cât tot cât mai simplist. Versiunea pe care ați vrea să optați, la început ar fi asta, ca să vă permite voi să vă vorbășie, să vă răzbiriți mai bine. Dar asta ar fi cea mai eficientă și cea mai rapidă. Odată ce ați prins cum se lucrează cu funcțiile și vă e comod, puteți să faceți și versiunea mai simplă. Adică să nu mai creați variabile adiționale și tot așa mai departe. Bun. Asta e o chestie. Acum, last thing that I want to mention e că cum o să fie realizată testarea voastră. De exemplu, eu am avut sarcina dată, creează funcție is palindrom, care determină dacă un string este palindrom, bla 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 bla. Voi, după ce o să finisați asta, o să trebuiască să faceți așa. Check is palindrom. Sau, de fapt, nu, voi n-ați trebuit să faceți. Eu următorul fișier care să-l trimit, care să-l încarcă la timp pentru acasă, o să fie de tipul care mai jos vine codul sau cum era așa. Nu, în temele pentru acasă care ați avut acum era mai jos scrieți codul sau ceva genul ăsta și mai sus scrieți codul. Poate nu era așa și formularea asta e cu siguranță. Scrieți codul. Așa. Și voi trebuia să scrieți codul aici. Acum, dacă, de exemplu, o să vină cazul dat, în care o să fie mai jos scrieți codul și mai sus scrieți codul, voi at funcția asta care o să aveți, o să trebuia să o puneți între comentariile astea. Și vă rog să aveți grijă. Bun. De asemenea, voi o să trebuiască să instalați o librărie ca să puteți asta face. Asta să fie o librărie care eu trebuie să o încarc pe internet și e specific doar pentru Sigmoid, e să fie creată de noi. Și voi puteți să mă întrebați ce este o librărie. O librărie, în cuvinte simple, asta e pur și simplu niște funcții gata făcute de mine, mai exact, care eu le încarc pe internet, astfel încât oricine se le poate descărca aceste funcții și se poate folosi. Și ce o să fac funcțiile mele? O să verific ce, dacă funcțiile voastre lucrează așa cum ele trebuie să lucreze. Dacă asta nu se întâmplă, atunci eu o să vă pot afișa dacă la voi rulează ok sau nu. Legat de instalare, o să primiți un videoclip în care o să fie tot momentul ăsta. Dacă nu o să vă reușească, puteți să-mi scrieți mie și deja eu o să putem să facem un call și eu o să vă ajut cu ce pot. Fine. Da. Și tot în înregistrarea care o trimit, o să fie și un exemplu despre cum e
cum eu să rezolv timp pentru acasă, cum eu să încarc și tot așa mai departe. Așa că ar trebui să fie ok. Asta e pur și simplu ca să nu mănânc mult timp la oameni din timpul lecției. La oameni care poate să grăbesc. Fine. Întrebări până la momentul actual. Legate de orice. Noi să avem testare, că ați spus de mai multe ori în testare. Noi să testăm, să are vedere teama pe casă sau să fie test? Da, doar că e ceva genul ăsta. Voi ați putea să testa de câte ori vreți. Adică ați fi ceva de genul că dumneavoastră scrieți, de exemplu, asta a fost sarcina, da? Ați scris aici funcția, o să dați run la cod și aici, în loc să nu vă afișeze nimic, o să vă afișeze funcția sau sarcina dată făcută 100%, sarcina dată făcută 100%, sarcina dată 100% a fost completată și după asta, la final, întreaga timp pentru acasă a fost completată cu 100%. Dacă ceva nu ați face corect, păi atunci o să vă zici că, de exemplu, sarcina asta a fost completată 0% sau a fost completată doar în 50%. Și Dar atât, asta tot. Asta vine. e, da. Pardon, pardon. Zic, asta vine ca tema de acasă sau e zi anumită că nu o să avem acest test? Nu, asta sunt temele pentru acasă de azi Ok. înainte. Și dar nu le considerați ca teste, sunt pur și simplu niște teme de pentru acasă care automat se verifică. Și atât. Mersi. Cu drag. Am și o întrebare. Da. Asta înseamnă că nu trebuie să mai încărcăm pe GitHub sau trebuie în Nu. continuare? Corect, nu. Asta înseamnă că voi trebuie să încărcați pe GitHub, din cauza că noi trebuie să vedem că voi ați făcut temele pentru acasă și că ați făcut 100%, chiar dacă automat voi să vedeți că asta s-a întâmplat, noi n-ați vedea. Deci e codul Ok. și share-urile, cum o să încărcați. Deci le putem testa de oricâte ori vrem noi până Da, când asta e avem ideea. răspunsul Ideea e că corect. voi să o puteți testa de un milion de ori pe local, și deja când o să vă simțiți ok, să le încărcați pe GitHub. Cu drag. Anyone else? Da, librăria o să putem instala prin pip sau Da, prin alt da. metod. Pentru cei care știu cum se instalează, este da, va fi instalat prin pip install și denumirea librăriei. Odată ce fac upload pe PyPy, asta e un loc public online unde se află toate librăriile. Deja eu o să trimit și videoclipul cu tutorial de instalare, până când n-am trimis, pentru că încă n-am încărcat librăria online și nu știu cum să o numesc. Dar odată ce am, chiar și când nu vă temeți, eu o să fac înregistrare și o să trimit la toți și cei care nu o să primească o să-mi poată să-mi scrie și o să-i ajut. Așa că e totally fine. Încă o chestie, am avut niște interacțiuni și dacă v-ați blocat undeva sau dacă ceva nu merge, nu vă rușinați să-mi scrieți, mie sau la mentor sau mie, putem să intrăm într-o sesiune pe vreo 20 minute, eu o să vă ajut cu întrebarea care aveți, setup-ul la orice și ca să nu rămâneți blocați. Că dacă rămâneți blocați, o să fie mai greu. So, just keep that in mind, că dacă apare ceva, puteți să-mi scrieți și eu cu drag vă ajut. Bun. Alte întrebări. Going once. Going once, going twice, going three times. Dacă nu mai sunt întrebări, ați internat, da, a spus cineva ceva? Altei data să nu. Dacă nu mai sunt întrebări, pe asta presupun că e gata. Eu în curând o să încarc și linkul la YouTube la înregistrare de sâmbătă. Dacă nu mai sunt întrebări, eu o să fac un stop share. Fac un stop.